Grupul Voce s-a împlinit astăzi 15 ani. Cum ai descrie experiența celor 15 ani? În primul rând, nu a fost ușor, a fost foarte provocator din foarte multe puncte de vedere, dar consider că împreună cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să trecem peste aceste lucruri și am realizat proiecte foarte frumoase împreună, atât pe placul celor care ne ascultă, cât și pentru lauda lui Dumnezeu. Ce planuri aveți pe viitor? Nu știu ce planuri avem pentru următorii 15 ani, însă peste două săptămâni avem următorul concert și mai avem peste o lună un alt concert. Așa că o luăm încet, încet, pas cu pas și vedem ce ne aduce viitorul. Anul ăsta dorim să lansăm un nou CD-ul cu piesele actuale, le-am înregistrat deja, trebuie doar să-l prelucrăm. Pe lângă partea muzicală acestui concert a fost și un mesaj spiritual sau pentru sufletele celor prezenți. Despre ce a fost vorba? Dumnezeu dorește să ne predăm cu totul Lui. Au ținut și dimineața un mesaj și după amiază, dar ideea este aceasta de a-ți preda viața în totalitate lui Dumnezeu și apoi când descoperi dragostea sa să mergi mai departe. Am vorbit de asemenea despre speranță, despre felul în care ar trebui să reacționăm atunci când suferința vine în viața noastră și cum Hristos este răspunsul la aceste probleme. Trăim într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri, sunt din ce în ce mai triști, din ce în ce mai disperați și au nevoie de o soluție. Soluția este Hristos. De fapt, asta am încercat prin tot evenimentul, să transmitem că Hristos poate să schimbe viața ta, viața oamenilor, în bine. Cum ai descrie atmosfera care ai văzut-o de pe scenă în sală? Atmosfera, sincer, a fost o atmosferă cerească. Nu știu cum va fi în cer, dar cred că ceva din atmosfera cerului am gustat în această seară. Îmi place foarte mult cum cântă grupul Voices și mai ales atunci când și sala s-a unit în cântări și i-am văzut pe toți foarte, foarte atenți. Mie mi-a umplut inima de bucurie. Cum vi s-a părut concertul aniversal al grupului Voices în seara aceasta? A avut o aromă de vrem și la 20, la 25 și la 30 de ani să-i auzim cântând. Extraordinar! M-am simțit conectată cu cerul și vreau să le mulțumesc pentru că în ultimii 15 ani chiar muzica pe care au cântat-o și atitudinea și intonația, fața ne-au transmis atât de mult din căldura sufletească. Cumva în bisericile noastre s-a pierdut un pic din emoție, să zicem, în închinarea prin muzică și atunci văzându-i pe ei zâmbind și degajați, foarte drăguț, foarte drăguț, ne-au plăcut tare mult. Pentru mine nu a fost doar un concert, a fost un mesaj și acest mesaj e faptul că noi oamenii ne putem dezvolta, am văzut ce poate să aducă dezvoltarea în viața unui grup și a fost un mesaj și pentru noi că putem să ne dezvoltăm și să mergem mai departe. Muzică bună, oameni de calitate, deja nu mai trebuie să spunem lucrul acesta. M-am simțit foarte bine, am venit cu familia și nu mi-a părut rău. Ca și membru al grupului Voices, cum te-ai simțit în seara aceasta la acest concert? Ne-am simțit foarte bine, pe lângă foarte multele emoții. Pe mine m-au încercat unele în mod special pentru că m-am regăsit în multe dintre imaginile de la începutul grupului Voices. Dar mi-a plăcut cel mai mult că am simțit sala alături de noi și faptul că reușim să facem conexiunea asta prin muzică mi se pare extraordinar. Ca a fost membru al grupului Voices, cum te-ai simțit să cânti din nou alături de grupul Voices? Atmosfera a fost una foarte bună. Întotdeauna concertul Voices îți dă un sentiment de bine și o emoție aparte, pentru că Voices e mai mult decât un grup muzical, e o familie, sunt niște oameni, sunt niște prieteni cu care te simți minunat, la care găsești înțelegere și din acest motiv fiecare concert și fiecare atmosferă e una pe care o trăiești separat și o trăiești aparte. Yeah.